Așa, dragi dragi, revenim la familia anterioară. Aceea în care spusesem că nu am... Când am scos miera pentru... Da. Da. Am bănuit eu că va fi foarte mult... A fost mult în cat și noi nu vom avea în cuib. Da. Și atunci... Am găsit aici, o familie în care avea, practic, rame... Prea multă miere. Era răzlețită, da? Am luat rame cu miere de la familia aceea și acum... Se deplasă cam ca stabilizează în cuib. Da. Și acum am zis să filmăm operațiunea prin care tu ajuți această familie să-și pună mierea în cuib folosind rame cu miere. Este, da. Mai spunem un lucru. Da. Ramele acestea nu trebuie să aibă oamenii la iernat. Ramele, deși au miere, albe nu sunt bune pentru iernat. Nu păstrează căldura. Așa. Ce pot face la asta? O punem în cuib să-și tragă ea, nu? Da. Asta e o foaie care a fost construită de anul ăsta și da. Nu a fost o oată deloc. Și nu... A. Deci nu a fost deloc. Și nu o să... O să le răz... Dacă eu o să drelesc... Da. În momentul în care... Dacă le pui așa, ele vin și decăpăcesc ele și... Da. Uite. Eu rama asta care a fost crescut un pic, o pot păstra. De asemenea, acum, sigur că într-o cutină găsim și rame mai puțin, să spunem, de calitate. Asta este o ramă care merită foarte tare, pentru că dacă aș putea scoate mierea de aici, da. Ar fi perfectă pentru a lua albina în continuare. Așa că eu ce fac? Pun aici asta, eu o să o trag din partea asta, da? Nu se duce și descăpășește ea. O trage pe asta. Da. Și completează acolo și până când va fi cazul, eu o voi pune în cuib. La iarna, da? Cu coronița. Cu coronița. Da. Deci nu o zdrelești, doar nu zdrelești, nu să-ți nimic. Creeze spațiu. Îți creează spațiu și când te-ai făcut spațiu viu și... Da. Și acum ramele și astea care le-am găsit, le pun în buzunărel. Pur și simplu le pun în buzunărel, le las acolo și trage ea. De dincolo de... Da? Da, deci, am înțeles. Mi-e ocupat. Le-ai fi putut zreli, dar nu te interesează asta. Te interesează să îți ia mierea care nu este căpăcită. Așa, o consumă. O consumă, îți fac spațiu și aia le voi folosi la iernat. Așa sunt miere, dacă dau la centrifugă, nu-i matură. Nu este de calitate. Da? Da. Deci nu pierdeți. Da, îți servește scopului de a ajuta familia, perfect. De a ajuta și mai târziu când ajung aici și nu o să mai găsesc mierii, atunci viu și de cele care sunt aproape goale, de ecluziona puiet, nu știu ce, le trec în spate și fac invers mișcarea. Da. Nu o fac acum. Da. Nu o fac acum. Da. E într-adevăr o chestie foarte utilă de înțeles. Că îți rezolvi mai multe probleme. Ajuți familia, îți creezi pe ramele astea care sunt foarte bune de iernat, spațiu pentru ouat, când le vedea la ouat și ai și mierea în coroniță pe care o vor folosi. Mierea de calitate, da? Da, maturată, pe care nu o vei scoate, le vor folosi la iernat. De aceea spuneam. Deci iată cum te-a ajutat aici familia. Și nu a trebuit să umbli la ramele aici, deci să scoți, să-ți faci spațiu, pentru că ai avut spațiu aici. Da. Eu spun fiecare etapă. Da. Eu acum iau de muncă, dă, trage. Păi dacă nu era biostopul să te ajute la stupina pe care ai tu de unul singur, de unde? No. Deci așa, deși, cu toate facilitățile lui, ești întins la limită. Da, păi fără să fi fost pe o stupină de asta în care nu faci nimic. Aici, uite cât ai muncit. N-ai muncit mai deloc, să zicem, ca operațiune. Am plecat, am plecat. Da. Două minute, am rezolvat problema. Da. 4 minute avem, de film în care am rezolvat problema. Da. Altfel, munceam, cum spuneam mai devreme. Ce să spunem? Îndrăzniți, mergeți pe biostup, că nu aveți ce pe îndrăzniți, dar și ca etape, ai văzut astăzi când m-a sunat cineva și mi-a spus că vrea începător și am spus, întâi informează-te. Da. Deci ai cele 6 volume în care avem descrisă toată partea teoretică și practică, nu teoretică, și practică, teoretic, pentru practic, că pe cei care i-am avut, erau oameni luați din stradă, nu, muncitori de șantier, nu văzut niciodată o albină, o ramă nuțenustră. Și am ajuns, le dăduse lucrări concrete. Da. Aici faceți voi și mă duc în altă parte. Și filmau. Da.
Deci și discutau între ei. Discutau între ei. Da. Deci perfect chestia, pentru cineva să învețe. Perfect pentru cei care are nevoie să învețe din așa din șase. După ce vede... Este cât se poate... Este cel mai aproape de partea practică fără să pui mâna pe rami, ca să zicem așa, și fără să te înțepi pe albin. Da, deci practic... Mai aproape de chestia asta nu este decât să te apuci concret să lucrezi la o albină. Da, dar ești acolo, ești, vezi situații, probleme, analize... Descrise, cum stau, cum discută, cu tot, toată chestia care... Și pe urmă, sunt atâtea filme, cred că sunt sute de filme. Da. Și înveți practic și teoria legată de ele din... Prin practica aceea care se face pe negheșițul acela. Și discuțiile care sunt acolo. Exact. Că exact. Mai sunt unele cursuri în care zici, hai, partea teoretică, și te apuci, și albina, și din ce se compune, și ce face, și nu știu ce, atât de sec, ca la școala de șofer. Da. Ca la școala de șofer în care stai o perioadă așa, sală, ți se spune. Până la urmă înveți conducând. Exact. Înveți conducând și multe concepte teoretice le înveți acolo. Acolo în discuția cu ăla de la cu instructor. Exact. Deci de aceea spun că de fapt e videomanualul apicol. Da, e videomanualul, vezi, și cât e cel mai aproape de a lucra fix cu albine. Pasul următor este să aplici. Da, pasul următor este să aplici. Așa. După care el, după ce face chestia asta, trece pe... Plus că mai sunt și filmele celelalte în care descrii perfecționarea de pe blog, pe YouTube. Blog, asta spun, pe blog sunt sute de filme în care viu cu situații concrete care mi se întâmplă mie și atunci când am avut... Adică, vin în completare, practic. Exact, exact. Și alea sunt gratuite. Deci. Da. Dar nu poți să înțelegi prea bine din ele, așa, nu, decât asta spune. Dacă parcurgi și ăsta la altă. Chiar azi dimineață mi-a spus ăla, am văzut o parte din filme, dar adică el spunea, nu prea am înțeles eu multe lucruri, chiar la început. Da. Și ne-a spus, întâi faci chestia asta, după care te duci acolo și toată, un an de zile, așa am pe la Cluj pe cineva, care și el și nevasta și-au luat laptopurile. Fiecare stăteau până la ora 3 dimineață și fiecare învăța. Și acum sunt apicultori de valoare. Au o stupină, povestea pe Viorel, foarte frumoasă. Da, foarte frumoasă. Bravo lor. Deci numai pe biostup mers. Dar nu mai trebuie să te informezi, trebuie să vrei tu. Da. Mă, ca la matematică. Și încă o chestie, trebuie să știi că la asta nu lucrează singură. Deci dacă ți-ai luat-o și ai pus albine în ea, nu înseamnă că toate avantajele sunt acolo. Curg așa, vin de la sine. Da, trebuie tu, ca apicultor, să le folosești și le exploatezi. Altfel, nu este nimic. De... Vezi în fiecare situație, îți dai seama de facilitățile acestuia. Da. Dar trebuie să afli tu concret acolo. Da. Și să le explozi, și să vrei să le exploatezi. Sigur. Așa, da, dragilor, încă o secvență de asta. Eu ce să vă spun? Încă o dată îi mulțumim lui Cristi că a venit și a făcut așa frumos. La revedere! La revedere!